Cum ar fi dacă ai sfârși în interiorul unei bule goale uriașe? Chiar dacă nu ai fi singur acolo, asta nu te-ar salva din a trăi într-un spațiu gol neînsuflețit. Poate că tocmai asta reprezintă creația Pătratul Negru a lui Kazimir Malevich, o nulitate totală, ceea ce l-a șocat până și pe artist. Însă ce ai spune dacă această imagine făcută în contradicție ar fi reprezentată de un peisaj real undeva în vidul spațiului? Înapoi în anul 1915, Malevich nu ar fi putut ști că în numai 63 de ani, astronomii vor descoperi unele dintre cele mai goale locuri din univers, zone vaste ale voidului cosmic aflat între miile de galaxii. Omenirea a fost cu adevărat îngrozită de o descoperire făcută în anul 1981. Astronomul american Robert Kirchner, alături de echipa sa, a găsit o gaură epică în univers, o regiune sferică a spațiului cu un diametru de 330 de milioane de ani lumină, în interiorul căruia aproape că nu există galaxii. Acest void, cunoscut ca Boots Void, în română vidul boarului, mai este numit și Marele Void. Potrivit astronomului grec Aldering, dacă galaxia noastră, Calea Lactee, s-ar fi aflat în centrul zonei de void gol, nici măcar nu am fi știut de existența altor galaxii înainte de 1960, atunci când tehnologia folosită în astrologie a evoluat. Imaginați-vă că o muscă s-ar afla la bordul unui tren format din 44 de vagoane petroliere, fiecare cu o capacitate de 120 de metri cubi. Exact așa ar arăta galaxia noastră în mijlocul acelei zone descoperite de Robert. Este cea mai mare arie descoperită de omenire, unde întunericul absolut predomină, iar în tot acest spațiu gol se găsesc doar 60 de galaxii. Drept comparație, Calea Lactee are aproximativ 20 de alți vecini într-o arie cu un diametru de doar 3 milioane de ani lumină. Luând în considerare că distanța medie dintre galaxiile din univers este de câteva milioane de ani lumină, atunci în acest void absolut ar trebui să fie în jur de 10.000 de alte galaxii. Existența unui asemenea loc ridică o mulțime de întrebări. Dată fiind distanța extrem de mare dintre galaxiile de acolo, cerul nopții ar fi mai negru decât orice alt lucru cunoscut de noi. Este cel mai bun exemplu de vid în spațiu cu particule elementare, cum ar fi fotoni sau neutroni, care plutesc ușor prin zonă. Proprietățile lor nu se schimbă nici măcar după sute de milioane de ani, pentru că practic nu întâmpină niciun obstacol în calea lor. Datorită densității extrem de mici, voidul supergigant este considerat o capsulă a timpului ideală care ne poate oferi o mulțime de informații. Însă te înșeli amarnic dacă crezi că știm totul despre cel mai înfricoșător loc din universul observabil. În 2004, astrofizicienii au descoperit constelația Eridanus și au ajuns la concluzia că dacă un iad înghețat există, acesta ar trebui să fie locul unde se ascunde. Măsurătorile așa numitei radiație cosmică de fond sau radiații relicve au arătat că acest loc are o temperatură neobișnuit de scăzută. Frigul de acolo indică prezența unui void gigantic, pentru că radiațiile își pierd din energie atunci când trec prin acea zonă pustie, ceea ce duce la apariția radiației de fond pe harta Universului. Studii conduse de István Zapudi, de la Institutul de Astronomie din cadrul Universității din Hawaii, au confirmat că fenomenul nemai întâlnit de rece este asociat cu spațiul gol din constelația Eridanus. Lățimea acestui void negru este estimată la 490 de milioane de ani lumină, dar mulți cred că de fapt este mult mai mare și poate ajunge chiar până și la 2 miliarde de ani lumină. Da, ați auzit bine. Potrivit unui grup de cercetători condus de doctorul István, aceasta este probabil cea mai mare structură singulară identificată vreodată de oameni în univers. Însă sunt o mulțime de lucruri care nu se leagă în această ipoteză. Potrivit datelor obținute, supervoidul poate răci radiația cosmică de fond cu până la minus 20 de microkelvin, iar zona uriașă pustie este cu aproximativ 70 de microkelvin mai rece decât restul zonelor din univers. Ar putea însemna că această goliciune este chiar mai mare decât credem? Totuși, astronomii de la Universitatea Durham din UK au sugerat că acest void supergigant cuprinde mai multe grupuri de voiduri mai mici, care la rândul lor sunt înconjurate de galaxii. În principiu, cercetătorii englezi o descriu ca o spumă formată din mii de bule de aer și săpun, care reprezintă voidurile mai mici.
Oamenii de știință au argumentat că densitatea totală a materiei din interiorul voidurilor mai mici este aproximativ egală cu densitatea materiei din alte zone din univers. În spatele voidului uriaș este o zonă numită și supervoidul Eridan, ceea ce formează noi teorii. Probabil cea mai palpitantă dintre ele sugerează că originile locului rece au fost formate în urma coliziunii a două universuri. Cel puțin asta a declarat astronomul Tom Shanks. El crede că un void uriaș poate fi prima dovadă descoperită în istoria omenirii care dovedește existența multiversului, unde o mulțime de universuri sunt alăturate unul lângă altul față de al nostru. Între timp, această goliciune a cosmosului poate deturna teoria Big Bang-ului, care se bazează pe distribuirea uniformă a materiei în univers în urma unei explozii. Galaxiile ar trebui să se afle una aproape de alta, iar vidul spațial care se află între ele nu ar trebui să fie foarte mare. Potrivit unei teorii cu privire la formarea voidului, galaxiile tind să graviteze una spre cealaltă, lăsând în urmă zone uriașe de spațiu gol. Însă, pentru a se forma o asemenea cantitate de vid, universul ar trebui să existe cu mult mai mult timp în urmă decât preconizează știința modernă. Structura voidului spațial observat de către cercetători nu poate fi formată din aceeași materie vizibilă din care obiectele din jurul nostru și chiar noi suntem compuși. Potrivit calculelor, nu a trecut suficient timp de când Big Bang-ul a avut loc pentru formarea unei zone pustii și reci în univers, precum cea despre care vorbim noi. Însă redistribuirea materiei întunecate care a început cu mult înainte de formarea primelor galaxii ar fi putut da naștere roiurilor de galaxii și voidurilor gigantice. Greg Aldering, care a descoperit vidul Boarului, crede că voidul supergigant, care nu poate fi explicat pe deplin, este format din fuzionarea unor voiduri mai mici. În plus, programul de cercetare al obiectelor cerești Sloan Digital Sky Server sau SDSS ne permite să vedem o imagine cu acea zonă din univers chiar acum. Vidul pare că se extinde în toate direcțiile și provoacă o contracție a galaxiilor din jur. Este destul de înfricoșător, nu credeți? Însă sunt și mai multe informații șocante care ne preocupă în mod direct pe noi. În 2013, un grup de astronomi au ajuns la concluzia că galaxia noastră, Calea Lactee, alături de galaxiile vecine, sunt localizate și ele în mijlocul unui vid spațial cu adevărat uriaș, care are de asemenea o circumferință de aproape 2 miliarde de ani lumină. Oamenii de știință au comparat nivelul de radiații care ajung pe Pământ de la galaxiile aflate în imediata vecinătate și din alte locuri îndepărtate din univers. Rezultatul arată ca o imagine unde pare că Pământul s-ar afla la marginea unei metropole. Strălucirea marelui oraș iluminează cerul nopții mai mult decât ferestrele din apropiere, adică primim mai multe radiații din univers decât de la galaxiile din imediata vecinătate. Asta ridică un mare semn de întrebare a astronomilor care tind să creadă că galaxia Calea Lactee în sine se află în mijlocul unui vid spațial uriaș. Bine ați venit la originile universale ale Pământului! Asta este ceea ce au declarat autorii studiului voidului spațial Ryan Keenan, Amy Barger și Linox Cowie. Prima literă a numelui lor de familie formează numele zonei uriașe de spațiu gol, KBC. Voidul KBC este deseori subiectul principal al discuțiilor în comunitatea astronomilor din lume. Existența sa ar rezolva unele dintre problemele fundamentale ale Universului. Dacă această zonă uriașă de vid chiar există, atunci densitatea scăzută a galaxiilor din spațiul înconjurător ar explica problemele de aplicare a legii lui Hubble care caracterizează viteza expansiunii Universului. Aceasta este una dintre cele mai dificile probleme cu care se confruntă astrofizicienii moderni. Metode diferite de calcul ne oferă rezultate diferite atunci când este aplicată teoria lui Hubble. În partea apropiată a Universului care poate fi observat, viteza expansiunii spațiului este mai mare decât în zonele îndepărtate din Univers. Însă, în teorie, constanta lui Hubble, la fel ca orice altă constantă, nu ar trebui să ofere un rezultat diferit în funcție de metoda de calcul folosită. Dacă Calea Lactee se află într-adevăr într-un void supergigant, atunci este mult mai puțină radiație de fond care lovește Pământul decât nivelul mediu din spațiul cosmic. Dacă se găsește o metodă de a corecta rezultatele obținute în urma aplicării teoriei lui Hubble, atunci datele experimentale ar putea fi reconciliate și s-ar putea măsura direct rata expansiunii Universului. Viața la marginea voidului sună destul de alarmant.
Poate datorită acestui vacuum cosmic simțim nevoia să facem întotdeauna parte dintr-un grup de oameni. Voi ce credeți despre presupusul void supergigant care ne înconjoară? Nu uitați să vă lăsați opinia în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!